Fostul europarlamentar român Sebastian Bodu declară că va da în judecată postul TV britanic Sky News, fiindcă se consideră prejudiciat ca cetățean român de materialul realizat despre așa zis și traficanți de arme din România. Acesta afirmă că va cere despăgubiri de 100.000 de lei. Fostul europarlamentar a declarat că va cere despăgubiri în condițiile în care reportajul înscenat de postul Sky News din Marea Britanie este denigrator și sugerează că românii ar fi cetățeni ce nu au ce căuta în Uniunea Europeană. Voi da în judecată Sky News în câteva zile pentru că aștept să primesc datele de identificare ale persoanei juridice care deține brandul Sky News, a declarat pentru Mediafax fostul europarlamentar Sebastian Bodu. Sebastian Bodu spune că va cere despăgubiri de 100.000 de lei și a explicat că fiecare român are dreptul să se simtă prejudiciat și poate să dea în judecată postul Sky News, afirmând că procesul se va judeca în România, iar decizia instanței este executorie de drept în Marea Britanie. Mă consider prejudiciat, cetățean român fiind, de faptul că acel material este denigrator la adresa românilor, care nu sunt în stare să-și protejeze frontierele, care sunt cetățeni de mâna a doua, cam asta este ideea materialului, care nu au ce căuta în Uniunea Europeană. Acesta este efectul pe care materialul vrea să-l producă, pentru că, după cum știți, Sky News a fost postul care a fost în fruntea campaniei Brexit și continuă pe aceeași linie în sensul de a denigra românii, a declarat Sebastian Bodu. Acțiunea este individuală pentru că prejudiciul este personal. În mod normal ar fi trebuit ca statul român să dea în judecată pentru toți românii. Dacă nu a făcut-o, o fac eu și toată lumea poate să facă la fel. Avantajul este că instanța română este competentă și legea aplicabilă este legea română, astfel încât este mai ușor să te judeci, pentru că altfel ar fi trebuit să te judeci în Marea Britanie, pe legea engleză, și era mai complicat. Hotărârea judecătorească obținută în România este executorie de drept în Marea Britanie, câtă vreme mai sunt membri ai Uniunii Europene, a adăugat fostul europarlamentar. Reamintim că procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu, a declarat faptul că se confirmă existența unui scenariu în legătură cu materialul difuzat de Sky News.